Aș vrea să spun că acest vot nu este doar pentru mine, acest vot este pentru tot sistemul de justiție român. Acest vot este pentru toți cetățenii din România care în ultimii ani au susținut lupta corupția și au susținut statul de drept. Este un vot pentru toți procurorii și judecătorii din Europa care lucrează sub presiune. Mulțumim! Eu aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Și aștept decizia decidenților europeni. Pot doar să vă mai spun că m-am înscris singură în această procedură. M-am înscris ca procuror, ca profesionist. Nu am avut sprijinul guvernului de la București. Nici nu l-am cerut, nici nu l-am așteptat și nici nu l-aștept. Sunt onorată că am trecut prima în urma interviului susținut cu Comisia Tehnică. Sunt onorată pentru votul de astăzi, dar trebuie să așteptăm decizia care se va lua de către politicieni. Va fi o decizie politică în urma negocierii între Consiliu și Parlamentul European. Deci ceea ce a făcut, ceea ce a depins de mine, eu am făcut. Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut. Au fost foarte importante încurajările, mesajele. Doamna Grabina, e cel mai tare procuror. Ce părere aveți? Am să mai fac o scurtă precizare. Felicitări! Numărătoarea! Aș vrea să vă spun că sunt alături de colegii mei, procurori și judecători. Pentru tot ce se întâmplă în aceste zile, justiția din România este ceva extrem de grav. Este un protest prin care colegii mei și-au suspendat activitatea. Se luptă cu îndârjire împotriva subordonării justiției de către politic. Se luptă cu îndârjire împotriva adoptării unor modificări legislative care contravin normelor europene, contravin tuturor recomandărilor făcute de Greco și Comisia de la Veneția. Altceva în plus, vă rog să-mi permiteți asta să nu mai spun, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, felicitări!